Ultimii pacienți ai spitalului din Pârscov, județul Buzău, au părăsit astăzi instituția. După închiderea spitalului, pentru ei nu s-au găsit locuri în alte instituții și până astăzi au supraviețuit în condiții greu de imaginat. Singurii care le-au rămas alături au fost câțiva asistenți care nu i-au putut lăsa în voia sorții. La 1 aprilie, toți pacienții spitalului din Pârscov trebuiau mutați. Pentru 12 dintre ei însă nu s-a găsit loc nicăieri în județ. Timp de 5 zile au fost singurii oameni din spital, ei și câțiva asistenți care le purtau de grijă. Abia după ce informația a fost făcută publică, ambulanțele au transportat astăzi la alte două spitale din județ. În tot acest timp au supraviețuit din mila sătenilor. Astăzi au venit oamenii din sat, ne-a dus armale și tocăniță de cartofi. O stic câte un păhărel de suc și câte 3-4 napolitani. Timp de 5 zile, pacienții și cei câțiva asistenți care au rămas să îngrijească au fost rupți de civilizație. Ne-a oprit până și apa. Suntem anunțați că oprește totul. Curentul, telefoane, deja nu mai putem comunica. Nu s-a gândit că suntem și noi, na, avem bănci. Eu am 5 milioane pe lună. De unde duc eu 5 milioane pe lună la bănci dacă ei ne-a lăsat fără servicii? În acea situație este și directorul instituției. Singura opțiune posibilă ar fi să merg la Nehoiu, dar Nehoiu se plânge sus și tare că nu are bani. Nu știu, mă mai gândesc. Fie stau acasă, fie optez la redistribuirea pe țară. De mâine, ușile spitalului se vor închide pentru totdeauna. Desființarea spitalelor a lăsat pe drumuri și medici și pacienți. Într-o situație disperată este și personalul medical de la Sărmașul Mare, județul Mureș, pentru că nici până acum oamenii nu au fost redistribuiți la alte unități din județ, așa că autoritățile au găsit o soluție care însă trebuie și aprobată. Cosmin Blaga are detalii. Cosmin, ce spun oamenii? Oamenii din Sărmașul sunt în pragul disperării. Angajații spitalului se întreabă ce se va întâmpla cu ei, dar nimeni nu pare dispus să le dea un răspuns. Nu-și pot explica de ce spitalul, care deservește peste 40.000 de oameni, a fost închis, mai ales că unitatea nu avea datorii. Pentru mulți dintre angajați, redistribuirea nu este o soluție, pentru că, spun ei, nu-și permit să facă naveta. Pacienții care vor avea nevoie de tratamente medicale vor trebui să meargă și zeci de kilometri până la cel mai apropiat spital. O soluție de compromis a fost găsită de edilii localității în urma unei ședințe locale. Consilierii au aprobat în unanimitate înființarea unui centru de primiri urgențe, numai că și acest proiect trebuie aprobat de autoritățile de la București. Oana? Cosmin, mulțumesc pentru informații.